Duminica 24 iulie 2022, mă aflu în crescătoria multiplui campion și olimpic român, domnul Mihai Constantin. Salut, Mihaiță! Salut, domnul Alexandru! Aici ne aflăm în compartimentul destinat masculilor de matcă. De matcă. Deja am văzut că ei se separat, nu? Și se prezintă foarte bine. Zile, da. Nu are rost să mai scoate. Așa e, da. Uite ce bine, să... ce bine arată. Îi pregătești pentru sezonul următor. Câte serii de pui ai scos din ei? Doar două serii ai... Două serii și jumătate. Adică, oricum, am spart două care am mai avut, am mai lăsat și doar. Da. Câți mascule ai aici, Mihai? 20 de mascule. 20 de perechi ai avut anul ăsta, nu? Da. Și aș vrea să mai reduc... Tot să mai reduci, nu? Deja sunt mulți, nu? 15 perechi de ajuns. Pentru noi am făcut un efort să facem lotul de pui pe care l-ați văzut. Da. Am pus mai mult pui. Dar acum... Da. E bine, se prezintă foarte bine. Îi pregătești și din punct de vedere al penajului, da, fizic pentru următorul sezon. Uitați-mi cum? Ia. Da, ăla-i. Favoritul lui David. David, vine să te joci cu eu. David, haide. Vrei să vii? Tu ce l-ai avut anul ăsta pe mască? Făcut. O cuveră de la Cristian. Da. El este... Stropitul, cum îi spune tata lui Ronaldo. Ăsta-i tata lui Ronaldo, nu? Are cu urgența, tata lui. Și mama este o cuveră de la Cristi, drapa Fasendom. I-am trimis-o înapoi acum, că am nevoie de asta, că e acolo să rămână sângele. Super. Și avem la zbor și am oprit și doi, chiar doi frați la marcă, din bătrânul meu, că nu mai... E linia ta veche, să zic așa, nu? N-are... 50-50. 50-50, da? Da, super. Trebuie să-i țin. Așa e. Super, ai avut curaj mare, să știi. Că ți înlocuiești o parte dintre porumbei cu care ai obținut performanțe. Păi da, la... Ai băgat numai... Ai băgat... Combinăm, 50-50. 50-50, nu? Și între ei ai noștri, și între ei ai Cristi. Da. Uite, ăsta e un porumbel. Care? Albastru list? Casino, tata lui Messi, cu Van de Nabela, mama lunară. Adică, un porumbel, 100%. Da. 100% linia ta veche, nu? Da, l-am scos toamna tardiv. A fost prea mic. 2019-2020 a scos și acum. Și am niște femele... Super, da? Mișto din el, anul ăsta, da. Da. L-am făcut cu mama lui Messi, cum ar veni. Aha. În cuplu. Ea fiind mai bătrână, eu mai tânăr. Da. Se ea compenseze. A reprodus, da. Acum el să transmită, da, sânge. Ce mai ai aici pe porumbei de... Aici... pe care vrei să ni recomanzi, să ni prezinți? Ăștia sus sunt doi porumbei de la Cristi. Albaștri, da. Are un porumbel as celebru, cu 10 locuri de 1 în Belgia, cu la viteză. Și am un doi sunt din acel mascul. Sunt FedEx, da? Da. Frumos, da. Ăla mi l-a trimis acum vreo 2 săptămâni și mai scărios din stânga. Da, da, văd că se ascunde pe acolo, da. Nu i-a climatizat perfect, da. Aici jos e... A, văd că e și aici urcați, da. Asta e un fiu direct din Banonu, meu bătrân. Da. Cu o necoată, pică din nară, totul alb. L-am băgat la marcă, tot așa, adică 100% porumbei vechi care mi-au adus rezultate. Mm-hmm. Anul ăsta l-am băgat la marcă, tot așa, nu știu dacă am 2 sau 3 pui afară. Unul e mascul care o să zboare numai în toamnă și rămâne. Deci la tine masculin nu-ți poate decât toamna, ca pui, nu? Al patru este, da, Contador, Consanguin, de la Gel Vârșot, de la Cristi. Sus este bătrânul, tata lui Olimpicu, este din 2013, Casino 777. Da, frumos. Mai devreme v-am prezentat potisul care l-am mâncat la marcă. Da. Și mi-a reprodus. Chiar acum pe toamnă, primele, da, două serii mi-a dat drapeuri, o olimpezi. Ăsta tot din bătrânul, e al treilea mascul, ăsta pe mine la altul. Aha. Băgăm porumbei de viteză să vedem ce face la București aici.
Concurență mare pe viteză de infon la București. Da. Este? Da, da. Și pretenții, și interese mari, și dorință de, de victorii la, la mulți crescători, foarte mulți crescători. A luat amploare și fondul maratonul, dar totuși viteza de mid-fondul cred că rămân categoriile preferate ale foarte multor columbofili din București, nu? Ăsta e un porumbel Patrick Verluse, dândoi original, adus acum un porumbel de fond. Mm-hmm. Dar e mai mică. Da. Vreau așa să... Super, stai bine. Și intenționez să mai aduci ceva? Momentan nu. Intenționez să mai scot ceva. Nu merge. Pentru sezonul următor? Vreau 20 de perei la mat. Da. 25 de masculi să-i țin degeaba pentru femele. Da. Și un lot de 70 de pui deja da. Am depășit. Da, așa e. Da, și tu vrei ca lucrurile să fie făcute, da. Da, mai am făcut un efort, un an, 2, 3. Acum gata, în locul ăsta avem ce să ne rămână, la anul putem să scoatem mai puțin pui. Da. Înseamnă că... Ușor, ușor o să devină lucrurile mai... Da, mai clare mai... Da. În primăvara următoare o să încep cu un lot mai masiv de femele de, de zbor, nu? Nu, am 24 de boxe și mai pun eu pe jos două cutiuțe așa, dacă ar fi un plus, dar nu. Deci mai mult de 26 nu? 24 de boxe, 26, 26 da. 26 maxim. M-ar mai bate gândul unde am acolo două compartimente de pui, să fac un... 9 boxe dacă mi-a reușit să pregătesc într-un 9 trele, femele nu? De fond. Uh-huh. Pentru că din 20 de femele acum am băgat și pe la fond și greu cu pregătirea. Da. Sunt în același compartiment, mâncarea da. La fel, tratament la fel și nu prea. Da, așa e. Așa e. Bravo. Sozatul după țeava asta e un porumbel de drapa, ceva Cassandra, în stânga. Am 3 surori, 3 fete din el. Și îmi vin toate trei. La toate trei, în lotul de zbor, nu? Da. Bravo, stai bine, îmi place. Baftă, îți doresc în continuare, Mihai. Mulțumesc frumos.